organizată pentru a pune în valoare elevii capabili să facă performanță în cadrul unei discipline care nu se găsește în curricula școlară și pentru a stabili componența loturilor României la Olimpiadele Internaționale din acest an, competiția se desfășoară on-site cu respectarea unor norme drastice de protecție pandemică. Participanții sunt împărțiți pe două categorii de vârstă, juniori, gimnaziu și seniori, liceu. Probele sunt programate pentru marți 27 iulie și miercuri 28 iulie în amfiteatrele Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și ale Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. Manifestarea are loc în colaborare cu Societatea Științifică Cygnus și este finanțată de Universitatea Ștefan cel Mare. Echipa de coordonare este formată din prorectorul Mihai Dimian, profesorul dr. Petru Crăciun, inspector de fizică în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, profesorul Victor Șutac, președintele Societății Științifice Cygnus și lectorul dr. Cristian Pârghie, directorul Observatorului USV. Lotul olimpic român este coordonat de profesorul Petru Crăciun și se reunește anual la Suceava în vederea pregătirii. Printre elevii care au obținut în ultimii ani medalii internaționale importante, se numără și suceveni. Deschiderea oficială a Olimpiadei a avut loc luni, pe 26 iulie, în amfiteatrul Iosef Schmidt de la USV. Mă bucur că am ocazia să deschid o nouă olimpiadă de astronomie și astrofizică. De data aceasta organizată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și având un caracter național, bucurându-ne că este una dintre puținele, dacă nu singurele olimpiade de nivel național, care în acest an au loc on-site. Vă urez tuturor, în primul rând, un bun venit în Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și vă doresc să vă bucurați de această întâlnire și de această olimpiadă la care cu toții sunt sigur că ați venit să câștigați. Și mă bucur că ați venit în număr atât de mare și că sunteți atât de frumoși. Am avut ocazia în timpul imnului să vă pot privi pe fiecare. Și vă felicit pentru modul în care vă prezentați. Desigur că veniți la această olimpiadă să câștigați. Este visul oricărui elev când participă la o olimpiadă. Dar vă asigur pe toți că fiecare dintre voi este un câștigător. Este un câștigător pentru că aici, în aceste zile, veți lega noi prietenii, veți socializa, poate vă veți desăvârși visurile și poate veți avea noi idei pentru viitor. Încă de la început, și mă refer la anul 2000, deci iată sunt 21 de ani de când am apărut în acest oraș, poate în această țară sau în acest, să zic chiar în lume, pentru că am participat și la organizarea unor concursuri internaționale. În 21 de ani ne-am orientat pe două mari direcții și anume odată pentru a sprijini performanța. Proiectele noastre au urmărit să sprijine elevi ca voi, copiii care vor să-și urmeze visul, cum se spunea, adică cei care vor să aprofundeze niște cunoștințe în domeniile preferate. Și atunci am organizat concursuri naționale și internaționale, olimpiade naționale și internaționale, tabără de pregătire a loturilor olimpice, expoziții de inventică. Pe de altă parte, știința trebuie să aparțină tuturor, părerea mea. Știința, arta și sportul, nu neapărat de performanță, mișcarea. Ar trebui să fie trei elemente care fac parte din viața noastră, așa cum este apa, aerul și hrana, cum sunt cele trei. De ce? Pentru că știința ne aduce cu picioarele pe pământ, arta ne înalță, știința ne aduce cu picioarele pe pământ, deci viața noastră ar trebui să fie o călătorie continuă între cele două, între cer și pământ. După cum știți, la fiecare activitate care am organizat-o împreună, am pus o întrebare. Care e cel mai important lucru la această olimpiadă? Știți? Este să vă întoarceți sănătoși acasă. Nu contează ce medalii obțineți, nu contează pe ce loc sunteți,
Asta e cel mai important lucru. Să fiți precum porumbeii. Să vă uitați la un porumbel cum se uită în 7 părți odată și este atent. Să fiți și voi atenți. În cadrul ceremoniei de deschidere a Olimpiadei au fost și momente artistice, ritmuri muzicale redate de Bobina Tesla, muzica fiind asigurată de către Bogdan Cosma, absolvent al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, și dansuri populare cu ansamblul artistic Mala Poiana, din localitatea Poiana Micului.